Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bun găsit telespectatorilor noștri din Moldova, vă spune Petru Făsilă, cu multă considerație, de aici, de la Iași. Invitatul meu la această oră, domnul Traian Dobre. Bine ați venit, domnule. Bine v-am găsit, domnule Petru. Prim vicepreședinte al Partidului de Dreapta, Alianța Creștin-Liberală, care va fi PNL sau cum se va numi? PNL. PNL. Deocamdată este Alianța Creștin-Liberală, Alianța PDL. Creștin-Liberală. PNL, pentru că Forța Civică este a fuzionat este înglobată în Partidul Democrat Liberal. Așa, și zilele astea se lucrează la acest lucru, toate structurile să fie adunate și în felul acesta nu se mai spune nimeni că partidele de dreapta nu au structuri, pentru că stânga a câștigat tocmai datorită structurilor, unele moștenite din mai din antichitate, care au funcționat și funcționează bine, de ce să nu recunoaștem, dar cu structuri și cu nivelul de trai din ce în ce, în ghilimele, mai crescut. Vorba Cristinei spunea mai înainte că într-o țară bogată sunt oameni săraci. E un mare adevăr, datorită faptului că cei care guvernează nu știu să facă ceea ce trebuie. Și mă uitam la... Știu sau nu pot? Nu spun nu vor, că ar fi prea nu mult. Cred că nu știu. Nu pot să acuz un om de reavoință, pentru că asta ar însemna mult mai mult, dar de neștiință e mai ușor și pentru el, chiar dacă presupun că ar fi reavoință, dar totuși nu cred. Uitați, pe primele 6 luni la Iași, exporturile au scăzut, cam cu 2,6%, au scăzut și importurile, numai că din nefericire la Iași, importurile au scăzut cu mai puțin, cu 1,6 față de 2,6, asta pe județul Iași. Și este explicabil, pentru că Iașul se bucură de o sărăcie mai deosebită decât alte zone. Pe țară, în schimb, lucrurile stau puțin mai bine, industria a lucrat și este o creștere și o creștere destul de importantă, atât a producției industriale, cât și o creștere a exporturilor. Din nefericire, a început să crească inflația, iar a apărut, dacă raportăm ultima lună față de cea trecută, a crescut cu 0,95% și dacă raportăm cu încă o lună în urmă, când creșterea era mult mai mică, 0,66. Acum creșterea este și mi se pare normal, pentru că în vremuri tulburi nimeni nu mai are o siguranță și atunci crește în mod artificial cererea și la o cerere crescută, bineînțeles că și prețurile cresc, cu toate că într-un an agricol de excepție, pentru că am avut niște producții de excepție, discutam la țară cu gospodarii care mai avem și noi, nu prea mulți la număr, se discută de 7.000 de kilograme la hectar grâu, care mi se pare o producție excepțională. Chiar la această creștere, în ceea ce privește productivitatea muncii la cereale, producția la hectar, suntem tot ultimii în Europa, chiar dacă am ajuns la aproximativ 3.500 de kilograme la hectar. Cei care sunt băieți deștepți arendează pământul și îl lucrează. Este un lucru bun, în special pentru cei în vârstă care nu au niciun fel de potențial de a-și lucra pământul, pentru că lucrările agricole luate separat au niște costuri imense, tocmai și prin faptul că se duce o politică, oamenii să arendeze pământul, nu o să-și lucreze singur, și este un lucru bun, dar sunt foarte mulți care ar putea să lucreze acest pământ și totuși nu îl fac. Există, cu cât suprafețele de pământ, că am ajuns să fim țara cu cele mai fărămițate suprafețe de pământ, agricultură
industrială, agricultură de productivitate, nu se poate face decât pe tarlare mare, un minim 10 hectare, ca să poți să aplici tehnologia și să obții acele producții care să nu ne mai situeze în coada unui clasament al productivității muncii în agricultură în Uniunea Europeană. Deci lucrurile cam așa sunt pe perioada aceasta. Dreapta, cel puțin Alianța Creștin Liberală, pentru că dreapta s-ar părea că e un pic mai încă, dacă vorbim și de PMP, mai largă, are deja un candidat clar la președinție și posibil. Este un lucru bun acest candidat. E un început, nu? Acest candidat clar ar fi fost mult mai bine să-l fi avut mult mai din timp, dar cum se este vorba românului, niciodată nu e prea târziu sau decât deloc mai bine și mai târziu, e bine și acum. Este un om care are o anumită prestanță, are în spate o vechime de administrație, zic că este un om prezentabil, pare un om echilibrat, eu nu-l cunosc personal, pare un om echilibrat și este, de ce nu, o speranță pentru a fi un președinte bun pentru România. Ca orice bun om cu bun simț și-a propus să fie președinte doar două mandate, nu mai multe, pentru că atâta prevede Constituția României. Da? Așa, glumesc. Și 10 ani, într-adevăr, ai timp, pentru că ești o bună bucată din viața activă. Pentru că acum viața biologică s-a lungit datorită creșterii nivelului de trai. Da, 10 ani din viața activă reprezintă foarte mult. Și atunci un om care își propune niște obiective are timp să le realizeze. Dacă ați urmărit cu multă atenție, mai înainte se vorbea de strategii pe termen lung. Cine ne oprește să facem strategii pe termen lung? Se vorbea de puterea politică, așa cum vorbesc și eu de foarte multă vreme. Puterea politică în sensul că toți politicienii constituie puterea politică. O parte au puterea executivă în mână, sunt la guvernare, altă parte sunt în opoziție. Foarte, foarte corect. Numai că orgoliile sunt atât de mari și dorința de a ajunge la putere la fel, pentru că doar atunci când ești la putere ai osul pe care cu tot cu măduvă pe care să-l sugi bine așa și să te fortifici pentru o eventuală perioadă, dar cum acum se vorbește de 20 de ani la putere, de 20 de ani, întâmplător, a spus-o doamna mai înainte, dar guvernul socialist vrea 20 de ani de putere, care este incredibil acest lucru, e greu de realizat. După părerea mea, două mandate sunt absolut pentru oricine și dacă o să am șansa de a reveni în politica de vârf, unul din primele mele acțiuni va fi aceea de a încerca să promovez o astfel de lege, pentru că două mandate sunt absolut suficiente. Este posibil să obții și pe al treilea, dar după o pauză. Exact ce spuneam și altă dată, mai cobor puțin printre oamenii de rând, mai stai la o coadă să vezi cum e să stai la coadă, mai circul pe șosea fără girofar sau altceva, sau fără o anumită titulatură ca să te salute și să spune poftiți, dar aveți grijă. Așa. Deci sunt o sumedenie întreagă de lucruri care, odată coborâ din nou pe pământ, încep să ai niște sentimente de regret că atunci când ai avut o anumită putere sau putere mai multă, nu ai făcut niște lucruri. Eu mă aflu într-o astfel de situație și vreau să-mi repar greșeala. De câte știu, merge și pe jos, pe temperatura asta de 37 de grade, 39. Dar bineînțeles că merg pe jos. La sol. Chiar astăzi am avut o... Am nicio problemă. Să udă cămașa, o schimb și cu asta basta. Chiar am avut o discuție astăzi cu un prieten de-al meu, un maestru, e mult mai mare ca mine, eu am devenit suflet, era ud tot și plângea, era cald și am spus, meșter, nu fi supărat, știi care e avantajul
când mergi pe căldură și faci treabă, în primul rând te verifici că nu plesnești, de ce, și un om sănătos, și al doilea nu mai este un avantaj. Dacă plesnești, nu mai chinui pe nimeni, domnule, ești cel mai fericit om cu așa, plesnești odată pe jos și ai terminat povestea. Deci, ai două avantaje dacă mergi pe căldură. Îți verifici sănătatea în primul rând, da? Și a doua, dacă cumva se întâmplă ceea ce e normal să întâmple la un acum moment dat... Acum rămâne cu veșnicia și cu mandatele, cu 20 nu, de ani. Nu e nimeni veșnic, nu e nimeni veșnic. Măcar 20 de ani. Nu se poate. E o prognoză care e lipsită de bun simț, după părerea mea. Credeți că dreapta are șanse în noiembrie și de ce ar avea șanse? Două argumente. Lucrurile nu merg bine în România. Absolut nu merg. Mă refer la economie special și dacă vorbesc de economie, mă duc și la nivelul de trai. 1, 2. Doctrinele de dreapta în general sunt pentru acumulare de capital și pentru dezvoltare economică. Doctrinele de stânga, eu vorbesc teoretic de data asta, doctrinele de stânga sunt mai mult pentru consum. Și ceea ce am văzut până acum, de când conduce stânga, nu am constatat decât îngroparea economiei și a încerca printr-o anumită pomană socială să mențin un anumit nivel. Dar lucrul ăsta nu poate să ne ducă decât la dezastru. Un al doilea argument, pe lângă căderea care există, de fapt un al treilea, este și acela că, stimați telespectatori, niciodată nu se țin ouăle în același coș sau nu se transportă ouăle în același coș, pentru că dacă cumva ai ghinionul să te împiedici, le spargi pe toate. La fel și puterea. Nu se ține puterea într-o singură mână. Nu este bine. Dacă avem un guvern socialist, e normal ca un executiv, o parte din executiv, executivul să fie socialist, cealaltă parte din executiv, care este președinția, trebuie să fie de dreapta. Pentru că numai pe un echilibru politic poate funcționa. Credeți că dacă ceea ce se întâmplă în Ucraina n-ar fi fost un conflict dintre principalele puteri ale lumii, au fost și au rămas în continuare puteri militare și economice, dacă ar fi fost americane și cu irachiene, ați văzut ce s-a întâmplat. Dacă a fost rușii cu georgiene, ați văzut ce s-a întâmplat. Deci când ești mare și puternic, nu ții cont de cel slab și îl cotropește. Dar aici, fiind practic un război geopolitic pentru o nouă organizare, pentru o nouă împărțire a structurilor pe plan mondial, pentru că liniștea s-a cam terminat. Raporturile economice s-au schimbat și atunci se schimbă în funcție de raport economic, se schimbă și structurile militare și tot ce este, pentru că vine o nouă reașezare. Ei, reașezarea asta nu se face de la sine, nimeni nu dă o parte din putere de bună voie și zâmbind cum zâmbesc eu acum. Zâmbesc însă ironic, nimeni nu dă de bună voie, bineînțeles. Dă numai atunci când simte un pumn puternic care îl poate dobori în orice clip, atunci, decât să fie doborât, spune, măi, ce vrei? Dai aia, poftim aia și lasă-mă, dracule, în pace să trăiesc, mă scuzați, să trăiesc în liniște și să produce un echilibru în așa fel încât să... Deci, astea sunt argumentele. Deci, puterea nu se dă niciodată toată într-o singură parte a eșecherului politic. Sunt câteva... După aceea, orice guvernare erodează puterea politică care este la guvernare. Este un lucru normal, firesc, în toată lumea se întâmplă. Și sunt mult prea multe gafe. Și un alt argument ar fi, am spus două și am spus vă cinci, și dreapta a făcut greșeli, numai că memoria colectivă este scurtă. Iar politicienii știu acest lucru, că la urma urmei victoria în politică constă, o obține cel care are capacitatea maximă de manipulare. Și manipulare normal, în sensul... E normal așa? Nu e normal. E normal și nu e normal.
depinde acum cum privim. Pentru că, la urma urmei, dumneavoastră, ca să mă votați pe mine, eu nu candez la președinție, nu, dar vorbesc în general, trebuie să vă câștig sufletul, să vă câștig cu ceva, să vă fiu simpatic ca figură, să vă fiu simpatic prin ceea ce vă spun, să vă fiu simpatic prin ceea ce spun, cum spun și așa mai departe. Deci sunt o serie. Trebuie să ajung la sufletul dumneavoastră. E, ca să ajungi la sufletul omului, trebuie să ai o anumită știință și un anumit potențial. Nu oricine poate să facă acest lucru. Este un dat a unor oameni și aceia sunt, ar trebui în normal să constituie clasa politică. Dar această câștigare de suflet ar trebui să o realizeze și dumneavoastră să fiți foarte vigilenți, cei care vor să facă ceva pentru dumneavoastră. Și am spus-o și o spun, tot timpul am să o spun de câte ori apar în mass media, că cel pe care trebuie să-l votați, pentru că eu, ca om care mă consider un om de bună credință și vreau un echilibru în societate și o dezvoltare economică pentru un trai mai bun, nu pot să fiu indiferent să nu spun oamenilor ce să aleagă. Deci trebuie să alegeți oameni realizați, în sensul de a fi realizați material. Pentru că dacă omul e rupt în fund, așa, e născut la Cârchiți. Cârchiții, actuala comună Victoria, vine de la faptul că erau atât de săraci că erau rupți în fund. Acum se cheamă Victoria. Eu râdeam cu ani în urmă când scria Novă-i Victoria, e Stară-i Victoria. O parte era mal al Prutului și cealaltă pe celălalt mal. Deci, prima dată trebuie să aibă o anumită stare, ca să nu îl tenteze altceva. Doi, această stare să fie obținută printr-o muncă, printr-o pricepere, printr-o dăruire. Și a treia, el trebuie să vrea să facă ceva pentru dumneavoastră. Dacă nu vrea să facă, nu trebuie să-l alegeți. Dacă nu știe, nu poate, nu trebuie să-l alegeți. Dacă are pantalonii peticiți în fund, nu-l alegeți, pentru că vrea și el niște pantaloni ca lumea și dacă o să-și ia singur, dacă are puterea să-și ia. Deci sunt niște condiții care trebuie să le îndeplinească, pentru că altfel oamenii vor face în continuare pentru ei. Pentru ei. Și nu mi se pare normal că 80%, 90%, nu vreau să spun mult, dar mintea mea fuge către o cifră și mai mare din clasa politică să facă politică doar pentru a avea anumite avantaje. Este inadmisibil așa ceva. Pentru că văd în jurul meu cum se ceartă pentru funcții, pentru orgolii, pentru ambiții. Păi când vrei să fii politician, când vrei să candezi pe o funcție, nu se face, domnule, cu orgoliu. Te duci acolo unde ai capacitatea maximă de a face pentru societate. Tu n-ai nicio valență cu politica și vrei să intri acolo. Stai într-o ședință, rupi o idee cu urechea pe care o ai și vii și ca un caragios să începi să-ți dai importanță repetând. Eu văd foarte multe și nu prea zâmbesc. În sufletul meu sunt trist când văd astfel de oameni. Deci sunt o serie întreagă de oameni care le spun nei ca nimeni, neaveniți, care încearcă să-ți se bage în față, să-ți intri pe sub piele, să facă orice, pentru a încerca să se cațere și ei în caracatița asta politică, care n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să aibă cu totul și cu totul altă compoziție, altă structură, alte valențe. Și din nefericire, clasa politică, pe măsură ce înaintăm în timp, este din ce în ce de mai proastă calitate. Bun, și atunci revin cu o întrebare pe care am mai pus-o și invitatei mele ceva vreme în urmă. Mai e loc de intrat în politică și altfel de oameni care să aibă, cum spuneți dumneavoastră, foarte apăsat, expertiză, profesie, să aibă valoare, să... și dacă e loc să intre, acești oameni pot mă lipsi în cât, nu știu cât timp, copiii noștri, poate nepoții noștri, ar putea schimba percepția pentru ceea ce înseamnă Parlamentul, știu eu, reprezentanții noștri pe diverse paliere. Da. E un lucru foarte complicat, dar care se poate face. Eu fac apel de multă vreme la lidere de partid să-și deschidă partidele. Să le deschidă. În sensul că
să acceadă în orice forță politică acei oameni care doresc să facă parte din forța respectivă politică și care să fie primiți și prin valoarea lor recunoscută la un moment dat de colegi, să poată să inclusiv să preia filiale, să conducă, să facă orice. Din nefericire, în clasa politică, oamenii se tem de astfel de oameni. Cei care conduc se tem de astfel de oameni. De ce se tem de astfel de oameni? Pentru că riscă să-și piardă funcțiile de conducere. Riscând să-și piardă funcțiile de conducere din partid, își pierd avantajele. Și de aici apare o întreagă contradicție. Dacă media ar forța nota pentru deschiderea partidelor. Deschiderea, adică, domnule, e normal, un partid poate să fie mai bun decât altul dacă are oameni mai buni. Deci nu un partid e bun față de altul că unul are o ideologie și unul de altul. Este și aici, media depinde. Media membrilor, nu al mass media. Da, nu. Mass media să facă propagandă pentru această idee de deschidere. Dar eu vorbeam de calitatea membrilor de partid. Dacă un partid are membri de valoare, partidul, valoarea partidului e suma valorilor membrilor din partidul respectiv. Deci, dar oamenii, șefii nu înțeleg, le frică. Când vede că ești cumva mai deștept ca ei sau știi mai multe ca ei, încearcă să te marginalizeze. Este o regulă care am întâlnit-o, care există, e generalizată în clasa politică. Eu am văzut un om bun la PMP, spune domnul Berdan, și am înțeles că, mă rog, nu știu dacă mai e sau nu cumva a fost un pic... Oamenii de valoare nu prea au ce căuta în politică. Nu sunt agreați. Exact ce-ți spuneam. Și pentru că ai adus aminte de Berdan, întâmplător îl cunosc destul de bine, zic eu. Cred că un om, apropo de este un om, afaceri, este om așezat. Un om așezat. Și este un, profesionist. Este un om care are o anumită personalitate, iar astfel de oameni nu sunt iubiți de către politicieni rasați care umblă după îndestularea propriilor buzunare. Nu sunt iubiți. Aici se pune problema câți bani dai. Dai și bani, că politica fără bani nu se poate, dar banii dai ca să faci politică, nu pentru altceva. Păi nu, îi dai ca să nu-i mai ai. Nu, îi dai ca să poți face politică. Politică da. Fără bani nu se poate face. Haideți să fim corecți. Bun. Pentru că politica înseamnă media, înseamnă afișe, înseamnă postere, înseamnă tot ce vreți, toate cheltuielile care pot apare. Media mai puțin. Politicienii s-au învățat să folosească media. Din întâmplare, media costă. Costă. Eu nu vă contrazic, dar spun doar atât. Că doar nu odată, pot să mă contrazic, că știm amândoi același doar lucru. Doar în campanie lumea era cam mai deschisă și atunci 30 de zile, 20 de zile. Cei care sunt în campanie deschiși sunt de regulă mercenari, pentru că el atunci spune că investesc și voi scoate pe urmă. Una este să... Bun, și nici n-au succes. O lună și vrea să câștige următorii 4 ani. Da. Eu vă spun, n-am văzut... Eu zic că imaginea unui om se face în timp. Eu n-am văzut pe mass media și spun, știu chiar un om, nu știu pe la ce partid era, un domn care îngropa oamenii, care, mă rog, întâmplătorii a îngropat, aceia care erau morți și nu îngropa nimeni. Nu mai contează. Și știu. Nu mai contează. Spun doar atât, că în campanie a făcut tot ce trebuie pe toate canalele și de atunci nu mai știe nimeni dacă el mai se duce la Parlament, dacă mai votează, cu cine mai votează, pentru că era dintr-un partid de nișă. Ce să zic? E un exemplu de cum așa nu se face. Dar o să vină 2016 și o să spună ce o să spună. Că mai vedem dacă mai sunt niște morți neîngropați și stau prin laboratoare. Glumesc, e un exemplu macabru. Asta dar a fost... Da. Și nu-i singurul, mai sunt și alții. Bun. Sunt. Apropo de ce spuneați dumneavoastră. Da, ați văzut totuși că există și în politică mănânci usturoi și gura nu-ți miroase. Pentru că da, parcă prea există... mult usturoi și prea multă nesimțire. De acord. Pentru că, inclusiv ce spuneați cu așezarea, cu reașezarea, de multe ori liderii se așează cum pot și invită după ei
oamenii fideli, ca să nu spun turma, și până încearcă să convingă pe cât mai mulți prin calitatea membrilor pe care îi adună, ca să fiu corect și atent cu vorbele. Da, de acord. Da, dar nu știu ce, nu așa văd politica, apropo de ce spunea dumneavoastră. Păi nu așa. Vă parafrazez. Și atunci ce e de făcut? Păi, că chestia cu adus oameni buni, iată, nu funcționează. Păi simplu ce e de făcut. Cu bani mici, că nu dau destui bani la partid, sau mă rog, nu susțin suficient. Trebuie gândit un sistem de vot, votul nominal pe liste, pe care eu o susțin. Credeți că acela va fi eficient? Da, pentru că face o ierarhie. Bun, și ca să încap pe listă, cum faci? Bun, aia încap, că lista, de exemplu, aia sunt 17. Da, încă. La fiecare partid 17. Păi da, bineînțeles, trebuie să ai lista complet. Și atunci tu poți vota pe partidul X? Pe ăla după 17. Pune pe ăla pe 17 și dacă ăla are... Bun, și cine oferă garanția că se adună voturile ce pentru cel de-a 17? Mm-hmm. Și nu pentru păi partid. Cine îți dă garanția că voturile sunt corecte? Aceeași garanție o ai. Adică... Deci, nu, no, nu. No. Nu, nu, haideți să nu. Mai bine stai acasă. Nu, pe drigă te rog, nu. Eu vă provoc. Ieșiți la vot, nu stați acasă. Eu vă provoc. No. E una din marile greșeli. Oameni supărați, printre noi sunt oameni care sunt supărați, sunteți supărați pe clasa politică și eu vă dau dreptate. Eu nu vă spun că nu aveți dreptate. Fiți supărați pe toată clasa politică, chiar dacă mai sunt câțiva printre ei care n-ar merita să fiți supărați, dar dacă vreți, executați-i pe toți, că în mod cert va fi un progres extraordinar. Bineînțeles, nu mai suntem în perioada în care ori la romani îi împingeam cu sulița în prăpaste, ori în Macedonia, pe vremea lui Alexandru Macedon. Nici chiar dacă adună mai mult pentru nici, ei nici, și justiția... Nici. Justiția atunci... e altă poveste. Justiția își face datoria. Așa. Deci, discutam, deci trebuie să fim mai exigenți, să fim cu, mai exigenți cu clasa politică și atunci lucrurile se vor schimba fără niciun fel de discuție. Nu contează că măsurile noastre. Și atunci singura măsură este de a îi schimba, de a nu-i vota. Nu-i votez. Și dacă unui partid îi convine din 32% să aibă 7, 8, 10% să obțină votul talibanilor. Eu, taliban, nu îl înțeleg în sensul larg al cuvântului, ci un om care este conservator pe o anumită idee și indiferent că îi arăți, uite bă frate, e neagră, el dacă i s-a spus că e albă, el tot albă spune că este, că așa i-a spus șeful. Ei, ăia-i văd eu taliban. Deci, inclusiv un partid de talibani, să ia 7%. Oameni care sunt deschiși, atunci votați și lucrurile pe scena politică se schimbă. Deci, și schimbarea asta nu poate fi avea loc peste noapte, ci din contra, de multe ori o anumită schimbare în bine mai trebuie și impusă. Impusă, bineînțeles, cu mijloacele democratice de care dispune societatea. Pentru că știți foarte bine că dacă vrei să faci bine cu forța unui cetățean oricare, vrei să-i dai ceva, îi bagi în buzunar, el bagă mâna în buzunar după ce ai pus tu în buzunar ce ai pus și aruncă. Nu poți, bine cu forță nu poți să faci. De luat poți să iei. Vrei să-l bagi pe unul la închisoare, îți trimiți organul de represiune, ți-l leagă frumos, nu poate să miște că au 2 metri și 200 de chile cu mușchii cât picioarele mele, n-ai încotro să te opui. Nu v-ați aminte cum au luat pe bine pe sus și m-au scos din sediul întreprinderilor private mici și mijlocii. Acolo. Da, asta s-o credeți dumneavoastră. Și de ce au făcut asta? Cred că a fost un fel de circ gratuit. A fost un circ absolut gratuit. Am lăsat o baltă pentru faptul că mi-a părut rău de scena aia. Pentru că multă lume nu a înțeles în sensul adevărat. Eu m-am revoltat tocmai datorită faptului că cu anumite scaune puse pe un birou, era zgriat biroul ăla. Adică eu am muncit pentru biroul ăla și când am văzut că ei n-au absolut niciun fel de grijă să zgârie, și zgâriau... Trebuia să vină să-l împachetezi. Nu, trebuia să... V-au scos executorul. Asta n-ar fi nimic. Dar m-au dat în judecată că nu le-am plătit apa de ploaie de acolo și că nu le-am plătit întreținerea până în 2014. Suntem în 2014 și eu sunt dat din 7 martie afară de acolo. Stați că lucrurile continuă. Mai vin acum facturi? Vin facturi. Caloriferile scoase se sparte din 2012 pentru că n-am mai intrat acolo. Da, în fine. Și acum, ce e acolo în sediu acela?
Nu fac. Nu mai e nimic. Da, acolo, cine vrea trece. Este cum să nu. Să plătească nou. Nu, n-a plătit. Da, nu asta este lucrul cel mai important. Da. Nu asta e lucrul cel mai important. Care e cel mai important? Important este să fim sănătoși, în primul rând, dacă mă iei așa la ce e mai important, pentru că... Nu, pentru omul dobre, pentru că suntem la finalul dialogului. Pentru mine. Și ce e mai important exact, pentru omul dobre? Să fim sănătoși. Care merge, iată, prin 39 de grade, pe să jos. Să fim sănătoși, prima dată, asta e lucru esențial, pentru că dacă nu ești sănătos, și să trăiești cu sufletul împăcat că ai făcut ceva pentru semenii tăi, pentru țara ta, și că atunci când nu mai ești, să rămână urma adâncă nu înseamnă nimic altceva decât amintirea despre tine, o amintire că într-adevăr ai făcut ceva nu numai pentru tine, ci și pentru semenită. Asta este lucru cel mai important. Important este să știi că ai și lăsat niște copii bine educați, niște nepoți, că ai putut să înveți foarte multe, foarte mulți oameni, foarte multe lucruri, pentru că la urma urmei o experiență și o știință împărtășite scutește pentru oamenii inteligenți și abili, îi scutește de foarte multe necazuri de-a lungul vieții. Nu trebuie neapărat să dai cu capul de pragul de sus ca să înveți niște lucruri, ci trebuie să fii receptiv și să ai capacitatea de a alege din viață ceea ce este bun. Asta nu înseamnă că nu trebuie să știi și ceea ce este rău. Trebuie să știi tocmai pentru a te feri de rele. Deci astea sunt lucrurile importante, zic eu, pentru noi. Să faci ceva pentru semenii tăi, să ai o mulțumire sufletească. Îi mulțumesc, domnule Traian Dobre, și îi doresc să aibă mulțumirea sufletească că n-a pierdut timpul degeaba prin căldură. Oricum nu pierd timpul degeaba. Pentru că când eu în fiecare... Căldură, mai eu, gândiți, mai puteți? Bineînțeles. Eu în fiecare emisiune cu tine transmit niște semnale de bun simț și niște semnale reale și niște lucruri chiar mai dure, tocmai în ideea ca oamenii să le poată înțelege, iar opozanții politici să înțeleagă, ajutându-i să înțeleagă unde au greșit. Și eu care am crezut că eu le-a câte tai fasa aici, ca doi prieteni, ca doi... Nu. Dar ce întâmplător, crezi că spun o serie întreagă de pilde? Nu. Le spun cu un anumit tâlc, pentru că poporul ăsta român are atâtea proverbe, atâtea zicători, atâtea tâlcuri. Tu nu știi că faci parte dintr-un popor înțelept, cu o istorie fantastică și care, de ce nu, avem o genă poate puțin mai dezvoltată, mai avantajoasă față de alte neamuri. Și culmea, ne-a așezat și pe un munte de avere pe care nu știm să-l gospodărim și de care ne batem joc. De aceasta, unii spun, și mie mi-e rușine să spun, pentru că trăiesc astăzi, sunt contemporan, că trăim într-o țară bogată cu oameni săraci. Pentru că dacă trăim cu oameni săraci, toți cei care pot schimba ceva ca oamenii să trăiască bine, ar trebui să se simtă vinovați și să pui umărul la construcții. Asta înseamnă, după mine, a fi cetățean în adevăratul sens, om al cetății. Și cum pădure fără uscături nu există și cum unele uscături le tăiem, când ajung sus adună... Numai că la noi au tăiat toate pădurile. Eu mă refeream și la uscăturile din... Din nefericire, în politică, pădurea e uscată. Ei, nu chiar. Mai, nu. Mai sunt câte una gal, dar costă prea mult ca să ajungi la verzătură, ar trebui tăiată de la un cap la altul. Mă rog, era un cetățean politic care a spus că i-a adună pe un stadion și a pierdut. Trăim într-o altă epocă. Deci cine nu ține cont de condițiile în care trăiește, și interne și externe, îmi pare rău pentru el, n-are ce căuta nici pe scena politică, nu poate nici să se exprime, pentru că exprimarea lui poate la un moment dat să găsească anumite slăbiciuni a societății să te ducă către extreme. Nu de extreme avem nevoie când situația este tristă. Pentru că extremele sunt o minoritate, iar democrația presupune majoritate. E adevărat, e barda majorității, la minoritate nu contează, dar asta e democrația. Dacă vrem dictatură, e cu totul altceva. Păi e bine să se ducă acolo, pentru că justiția a început să-și facă treaba și cam adună.
nu știu dacă poate pe toți, că am presupus că sunt mai mulți, nu puneți. Nu pot să-i adunăm. Dar mă rog, prin exemple, poate unii o să spună, n-am ce căuta, pentru că eu care sunt pregătit să fac asta, mă prinde și mă... Este un lucru bun, pentru că în ultima vreme eu am o temă privilegiată. Poate nu se mai vreau unii politică doar pentru adunat. Prevenția. Prin aceste exemple, justiția face și o muncă de prevenție. Mă știau unii pe acasă, adică, să muncească întâi, nu ducă la... Adică spune, domnule, uite ce a pățit ăla, dacă să pățesc și eu. Știind că el are apucături, zice, mai bine stau acasă. Mai bine stau acasă, dar e și asta o replică de prevenție. Asta, da. Așa că să trăiască justiția pentru cei pe care mai motivează să stea acasă. Da, a fost domnul Traian Dobre, eu am băut ceaiul ăsta. A fost, dar ce m-am terminat? Pentru astăzi, da, rămâne să ne întâlnim data viitoare. Data viitoare. Cu multe considerații. Bună seara, sărbăna. Stimați spectatori, vă spun cele bune de aici de la Iași. Petru Făsilă, un gând bun. Ne ducem la Târgu Neamț cu gândul și cu fapta și apoi revenim în direct, spun asta pentru telespectatorii noștri din Moldova, cu dedicații muzicale. Claudia Martinică va fi în această seară în dialog cu dumneavoastră și cu telefoane. Cele bune, cu mulțumiri pentru domnul Traian Dobre, cu sinceritatea domniei sale și experiența pe care o are și în politică și în mediul de afaceri, dar și ca om, pentru că asta contează foarte mult în politică, așa cum vorbeam și cu alții invitați, cu doamna Cristina Nichita, cel puțin ceva minute în urmă. La revedere, cele bune, să trăiți! Să rămână și bună seara! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,